Mehedințenii apasă frâna când vine vorba de cumpărarea unei mașini noi, o arată statisticile în domeniu. Anul trecut, județul nostru s-a aflat în coada clasamentului în privința vânzărilor autoturismelor noi. Din analiza dinamicii evoluției parcului auto al județului Mehedinți, a reieșit faptul că în anul 2013 acesta a crescut cu 3.570 de vehicule. Dintre acestea, 123 reprezintă vehicule noi, diferența fiind vehicule uzat importate, așa numite vehicule second hand. În primele două luni ale anului în curs, au fost înmatriculate un număr de 20 de vehicule noi, dintr-un total de 331 aflate la prima înmatriculare. Parcul auto al județului Mehedinți, la acest moment, numără 67.466 de vehicule. Mașinile second-hand sunt în topul preferințelor mehedințenilor. Nici programul Rabla nu a reușit să mărească numărul vânzărilor autoturismelor noi. De bune second-hand, la urmă sunt și pentru buzunarul celor mai majoritari. Datorită faptului că toată țara o duce într-o situație critică de lipsă financiară și ar alege una second-hand pentru că e mai ieftină și poate că și mult mai confortabilă decât aia nouă. În privința numărului de mașini din parcul auto, mehedințenii stau destul de bine. În județ sunt peste 67.000 de autovehicule. La un calcul simplu, constatăm că, în medie, unul din patru mehedințeni deține o mașină și nu mai pune la socoteală autoturismele înmatriculate în Bulgaria. Având posibilități financiare limitate, optez și pentru una mai de mâna a doua. Acum ce mașină aveți? Acum am un BMW înscris pe Bulgaria, cumpărat din Bulgaria la mâna a doua. În privința mașinilor noi, în topul preferințelor se situează marca autohtonă. Cele mai multe autoturisme cumpărate din reprezentanții auto și înmatriculate în Mehedinți sunt produse în România.